praia do Pomini. Tens tudo. Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Eu sunt Chinuna și astăzi revin cu episodul 3 din Minecraft Solo Survival. Așa că vă doresc să vă spun ce am făcut eu când am terminat episodul 2. În primul rând am văzut că aveam un vizitator neașteptat și m-am gândit că ar fi mai bine să-l bat și să scap de lamele lui care erau dintr-o dată foarte agresive, nu știu ce le-am făcut, doar le-am luat la întrebări stăpânul, dar sincer chiar mi-a plăcut foarte mult lama asta maru și am zis că o vreau alături de mine să îmi fie primul prieten de pe seria mea. Așa că am hotărât să fac un plan, să merg să fac un fence gate. Și având în vedere că am făcut rost de două lese, să o țin lângă mine, lângă viitoarea grădină pe care urma să o fac. Așa că am făcut fence gate-ul și am încercat să o atrag mai aproape de mine, doar că ea prefera să stea în apă. Era numai ea și lacul. Parcă era pește, dar oricum am avut câteva încercări foarte eșuate să o aduc mai aproape sau să o prind cu lesa. Așa că am mers puțin mai departe, crezând că va veni după mine. Și am reușit să o leg de fence gate-ul pe care l-am făcut fix lângă grădină. Acum eu eram cea șmecheră, eu o pusesem în lesă și cred că în curând o să mă ierte pentru ce am făcut stăpânului ei și vom fi bune prietene. Am continuat printr-o călătorie puțin mai depărtată de casă, să găsesc câteva vaci, să le spun o poveste, ca ele să-mi dăruiască pielea lor. Trebuie să spunem neapărat că nicio vacă nu a fost rănită în acest video și am fost foarte surprinsă să adun un foarte mare număr de piele. Am găsit de asemenea și niște sugarcane din care am făcut pe jumătate foi și am reușit să construiesc o carte ca într-un final să pot în sfârșit să fac o masă de enchant. Dat fiind că am făcut masa de enchant, mi-am petrecut aproape o noapte întreagă și o parte din zi să fac o cameruță separată față de restul casei, cu un spațiu destul de mare, unde urma să am biblioteca mea, să am toate bibliotecile pe care urma să le fac și de asemenea masa de enchant. Încă nu m-am gândit la tot designul, dar sunt sigură că va ieși ceva foarte frumos. Bun, acum că am reușit să facem și această mică camera, de acum cred că voi încerca să fac pe aici ceva design frumos, da. Arată mult mai bine așa. Pac, pac. O, clar arată mult mai bine așa. Și să luăm enchanting table, ce-o fi. Și mergem așa, pac, pac, pac. Dacă nu mă înșel, pe aici ar trebui să vină și vine efectiv perfect. Acum putem să ne folosim și de niște blocuri de dart. Pac, 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 ca să nu se spuneze monștrii nu de alta, dar se spunează extraordinar de mulți monștri. Și acum, scumpilor, haideți să mergem în excursie. Am descoperit puțin mai încolo niște oi și aș avea din tot sufletul să fac rost de lâna lor ca să pot în sfârșit să dorm noaptea. În sfârșit vom avea și noi un pat ca la carte de lâna. Mulțumesc! Și cum v-am promis, o să mergem în expediție pe munte. Sper doar să nu mă prindă noaptea, pentru că, serios, dar chiar n-am niciun chef. Nu, chiar n-am niciun chef să fiu pe munte, singură, noaptea.
Ups, și da, mi-am o să nu te trebuie să-mi fac și un scut. Pentru că vreau, nu vreau, o să am nevoie de scut. Iar când ne întoarcem, o să plantăm trestia de zahăr pe care o avem la noi, pentru că am uitat să o plantez. Și avem nevoie disperată de hârtie ca să facem enchantment, să facem biblioteci pentru enchantment table. Și avem nevoie și de level, extrem de mult level, ca să putem să facem un enchantment bun. Era să trec pe lângă ea și să mă văd. Știu că minunăția asta mică nu dă nimic, da. Parcă aș vrea să trăznesc o leacă. Să adun și câteva flori ale soarelui, că mi-ar plăcea. Bună! Ce faci? Uite, e pașnică, e drăguț, e frumoasă. Nu știu ce ar trebui să faci ca să o lovești. Ca să te faci să te lovească. Nu poți să o mângâi. Trăzniter! Nu! M-am speriat, credeam că e spre mine. Nu! Bro, ușor cât am vrut. Bă, devine agresivă. Pentru că știți cum se spune, niciodată nu poți să ai prea multă piele. Ok, o să fie o noapte extraordinar de grea. Știți de ce vreau să vă spun asta? Pentru că am văzut aici trestie de zahăr și vreau să o iau și mie că până ajung acasă să mă prindă noaptea și... o să fie cam nașpa. Mama, eram în stare să spun că nu am suficient lemn pentru un pat. Cred că nebunem. Și acum o să ne facem patul negru pentru că ador paturile negre. Cel puțin cele de pe Minecraft, cele negre și roșii sunt cele mai frumoase. Dar, din păcate, nu avem scânduri, nu, scânduri avem, loguri avem. Dar de aceea eu știu de unde pot să fac rost. Vreau neapărat un smoker și nu prea știu de unde altundeva să fac post mai repede. Așa că bănuiesc că o să facem copacul ăsta puțin mai special. Nu chiar așa. Leather-ul ăsta. 6 biblioteci? Da, 6 cărți și 3 biblioteci. 2 biblioteci. Doamne, zici că nici nu mai știu matematică. Nu se făcea așa? Se punea un singur... Nu se făcea... dar calculoc, mă scuzați! Mă scuzați, nu știam. Da, să caut cum se face un smoker, avem aici, da, avem. Avem nevoie și de un furnas și 4 loguri. Ok, bun. Atunci hai să luăm niște piatră. Facem un furnas. Punem 4 loguri exact așa cum ne-a îndrumat cărticica și bam, bam, avem un smoker. Și aici putem să ne prăjim mâncarea. Cam de 20 de ori mai repede. Am deja mult steak. Și punem, iau jumătate din cău, pac, și ne mai facem și niște torțe dacă tot avem ocazia. Perfect. 40 de torțe în cap. Acum suntem liberi să ne transformăm dark oak-urile în plank-uri și să încercăm să facem 2 biblioteci.
Perfect. O să fie o treabă grea cu bibliotecile și nu e atât de grea pe cât mi-am imaginat. La modul că credeam că nu o să stăm destul la piele sau o să am niște probleme cu strânsul de piele, cu găsitul de vaci, cu din astea, dar o să am nevoie de mult mai mult sugar cane, pentru că e clar că n-am suficient. Și tot în episodul de astăzi o să facem și o grădină puțin mai mare. O să pun acolo, vreau să înlocuiesc piatra aceea cu dirt și probabil în episoadele viitoare o să mă ocup de lacurile astea două, o să le lemonesc, văd eu ce fac. Oh, no, au venit astea din nou, de ce? De ce nu m-am pus eu la somn? În fine, dar hai să ne punem la somn, poate dispar și ele până mâine, poate nu mă lovesc. Mulțumesc! Pa! Așa, și o să vreau să fac un mic pond sau ceva de genul ăsta. Nu mai sunteți așa șmecheri acum că am pat. Oricum, îmi place cum începe să arate tot lucrul ăsta. Este foarte frumos, foarte trendy, foarte orice s-ar mai spune, nu știu, sincer. Ia, să luăm chestia asta de aici, pentru că vreau să fie simetric. Poate să pun puțină sticlă, dar nu sunt sigură exact de ce o să fac. În orice caz, este momentul să luăm tot lemnul de care dispunem, să facem bețe și să facem un gărdule și nu am crafting table cu toată recolta asta de aici. O să modificăm puțin tot ce avem. Și o să vreau să fac rost de mai mult dirt. Bun, și venim așa, pac, 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 și pac, 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 pac. Aici vreau să fie dărât și aici o să spargem. Asta e clay. Ok, nu mă așteptam să fie sub dărâtul ăsta clay, dar vreau să iau. Iar acum trebuie să le păstrez pe astea pe aici. Acum luăm apa și încercăm să facem un izvor infinit aici. Bun, perfect, s-a făcut, dar încă nu de tot, pentru că am vrut să aduc apa până aici. Și perfect. Deocamdată tot decurge conform planului și arată foarte bine, după părerea mea. Nu vreau să fie ceva super, super fancy, dar vreau să fie ceva drăguț care chiar să fie plăcut ochiului. Tocmai de aceea o să fac și mai multe rânduri, fiecare o să fie pentru altceva, mă gândesc. Iar când o să strângem mai mult weight, cred că o să decorez pe aici cu ceva frumos, poate cu niște baloți de fân, niște compostări, niște berluri, ca să arate așa ca o fermă din aceea autentică, știți cu siguranță ce vreau să spun. Este foarte frumoasă. Acum o să venim cu un gard frumos de dark oak pe aici. Însă aș ține morțiș, sincer, să pun aici încă un gărduleț. Și acum o să plantăm, pentru că ne bucurăm de o recoltă destul de bogată după ce am plantat tot grâul și morcovul nostru nu ne-a crescut. Ah, am lăsat tot bunul meu acasă. Cât despre trestie de zahăr, am văzut că este un mod foarte eficient și chiar vreau să fac aici că tot este piatră. Vreau să scap de piatra asta și să fac un model excepțional de formă de formă? Un model, vreau să spun, de fermă de trestie de zahăr. Da, știu, treaba asta putea să fie mult mai rapidă cu o lopată, dar
Spre rușinea mea, a fost prea lene ca să merg până sus, să fac cu lopată, să mai adun niște lemn, probabil, în cazul în care n-aveam bețe, și alte variabile, dar cred că așa m-ar fi scutit de mai puțin chin. Vreau să vă arăt tipul meu de formă de fermă. De ce spun formă? De sugar cane, pentru că, după părerea mea, e un mod destul de eficient să faci o fermă de genul, ca să nu fii nevoit să te înșiri de-a lungul unui lac sau să faci o baltă. Și chiar am văzut că, nu știu dacă are vreo legătură, dar mie mi se pare că parcă crește mai mult când fac acest tip de fermă, pentru că hărțile mele în care jucam singură așa când m-am mai apucat cheful, nu știu, îmi dădea impresia că sugarcane crește mult, mult mai repede și nici nu mă stresez atât de mult pe cât s-ar crede să fac cine știe ce model. Este fancy, este drăguț și ușor de făcut. Incredibil de ușor, desigur, dacă aveți și o lopată. Na, dar ce să faci? Noi nu ne bucurăm de luxul ăsta pentru că eu n-am vrut să fac o lopată. Dar se mai întâmplă și pe la case mai mari. Și cred că este gata înainte să apună soarele. Voi planta aceste sugar cane-uri pe care le-am acum la dispoziție. Da, pe colțul nu merge. Și văd că rama asta nici nu se mai se închisește să ne dea bucăți să ne scuipe, pentru că ea n-a învățat că nu e frumos să faci așa ceva. Și cred că o să iau acest crafting table și o să urc înapoi la mine acasă, pentru că deja se întunecă și o să înceapă să apară mobii de peste tot. Am putea să dăm liber la creație. Și, nu știu, cred că geamurile ne-ar ajuta să avem o vedere mai bună de ansamblu, însă nu cred că o să fie așa de mici pereții. Aș prefera să fie geamuri de genul acesta. Și, uite, sunt tot mai bune. Nu deranjează cu absolut nimic. Ba, dimpotrivă, ajută și oferă vizibilitate, cum să-i spun eu, obiecte de decor. Și da, e drăguț și fancy. Așa că o să încerc să fac în seara asta cât de mult posibil niște gemulețe pe aici, ceva drăguț și mic. Și mă voi întoarce când voi termina în mai mare parte toată nebunia asta. Ăsta poate să fie aici ceva, dar altfel nu cred. Aș mai vrea să iau niște frunze de pe aici ca să pot să niveleze aici, să fac totul să fie la unison. Dar cred că o să cobor și să iau de pe aici, de pe undeva, unde știu că nu o să fie chiar foarte vizibil. Bun, cred că am tot ceea ce am nevoie. Nu! Mai m-am oprit la țanc, efectiv, la țanc. O să fac aici o scară pe care să pot să urc, dar la un moment dat o să o demontez și uite ce bine arată! Chiar arată excepțional din punctul meu de vedere și vreau să încerc acum o nebunie. Vreau să transform asta în plenitud și să le transform în scări. E un aer așa de verde, turcoaz, care mă face cumva să mă simt frumos ca acasă, urce aici frumos pe niște trepte, elegant și drăguț, exact așa cum îmi place. Să încerc și aici. Parcă mi-e frică așa uleacă să iau frunzele de aici, dar hai.
Trebuie să fiu foarte răbdătoare și grijulie pentru că nu am suficiente. Cel mai probabil îl voi aștepta să crească toată trestea de zahăr. Voi aștepta să crească și grădina de acolo și probabil în episodul următor vom încerca să facem, nu știu, un fel de pond și un fel de pod de asemenea și de aici către partea aceea și la aceste două mici lacuri. Dar da, cam atât a fost și pentru acest episod. Mi-am fost Chenuna și sper că v-a plăcut această parte a seriei mele. Și da, noi ne vom revedea data viitoare cu orice aș mai face eu. Eu v-am pupat, bye bye!